Cafeaua de dimineață ajută să scapi de greață și crește moral. Bună dimineața! Cafeaua de dimineață mesagerul de neamț, știri din neamț în direct Oameni buni în ciuda faptului că prin presă nu prea apare nimic avem o viață socială Efervescentă în județul Neamț. nici nu vă dați seama câte lucruri se întâmplă, și pentru că se întâmplă așa de multe, astăzi vrem să vă arătăm niște chestii care merită măcar comentate, dacă nu analizate. Și avem multe subiecte, vreo șase, șapte, pe bucățele așa, ca să ne și distrăm, să și zâmbim de să zâmbim amar să ne aducem mai aminte că trăim în România, să ne aducem mai aminte că trăim în Neamț, în Arseneland, cum se spunea la un moment dat. Acum a rămas lendu Arsene tot mai rar. Dar una peste alta, lucrurile sunt frumoase când le vezi, de exemplu, la târguri. A, am uitat să fac legătura cu colegul Bogdan, că altfel nu pot să pun nimic, nicio imagine și vorbim degeaba, cum vorbim discuții degeaba. Am dat drumul? Suntem, da, suntem. Ok. Haideți să vă spun povestea a două târcuri. Unul dintre ele a fost semnalat opiniunii publice printr-un comunicat de presă al Direcției, Agricole, Direcției pentru agricultură județeană neamț, semnat de doctor inginer Traian Pomohaci, în parteneriat cu primăria municipiului Piatra Neamț și compania municipală de investiții urban, care cică în perioada 8-9 octombrie, începând cu ora 10 trecute fix, a organizat evenimentul expozițional, eveniment expozițional, ziua Națională a produselor agroalimentare românești, ce se vor desfășura sub sloganul Produs românesc, bun pentru tine, bine pentru fiecare. Și acum vor participa producători locali din toate sectoarele alimentare și agricole, carne, lapte, pește, fructe, legume și produse ecologice. Scopul acestei zile este de a promova produsele agroalimentare obținute, românești obținute, pe bază de materii prime provenite 100% din fermele din România. Deci, ați înțeles despre ce este vorba în propoziție. Ei bine, acum, curioși cum suntem, am zis, băi, ia să vedem noi, pentru că am fost întârși și nu prea am avut noi ce fotografia acolo, că că era cam sărăcuț, că era cam prost organizat. Adică era o chestie de hai să trecem în calendar uh, și de imagine. Și ne-am dus să vedem. Păi, despre ce este vorba? Te rog. Nu mă lăsa pe mine, lasă-i pe ei. Așa. Ce avem noi aici? După cum puteți vedea, Târg, dar să începem așa de undeva, de unde se poate, de la nu, nu de aici, așa. Să începem de unde e mai, mai interesant. Nu vă supărați, dar ne distrăm cu mouse în timpul emisiunii. Unde ești? Începutul ar fi cam de aici. Domnul în bundiță, credem că este de la direcția agricolă. Nu-l știm, e director nou, nu s-a făcut nicio conferință de presă, să se prezinte, să facă ceva, pentru că legea îi obligă să facă conferințe de presă, dar cum uh, pentru ei uh, nu există lege, au făcut târgu. La târg, după cum vedeți, organizat de direcție, împreună cu, în parteneriat cu primăria și cu urbanul, îl avem pe domnul respectiv, împreună cu domnul prefect, ceea ce este până la urmă normal. Domnul prefect își dorește să vină la primăria Piatra Neamț și atunci în parteneriat cu primăria înseamnă, poate însemna și în parteneriat cu viitorul candidat la prefectură. După cum vedeți, cașul, brânza, urda, ce mai este acolo, stă foarte bine mersi în soare, fără niciun fel de cort deasupra capului, pentru că suntem la Piatra Neamț și dacă Direcția Agricolă a zis că se poate așa, de ce nu s-ar putea așa? Mergem mai departe. Observați, avem niște produse tradiționale, plăcinte, tot felul de chestii. De la o firmă tradițională cu produse românești, nu sunt congelate niciuna de acolo, nu i-a luat congelat, nu nimic, totul este produs românesc, de la o firmă numită Crosta, care este cunoscută în județul Neamț. Observați în spate, observați în spate cam cum era de organizat târgul ăsta, pentru care se dă diplomă de participare de către domnul în bundiță. Și acum, mod de prezentare, bine aici am o, o, parte din produse erau ambalate, remarcăm iarăși că nu au nimica deasupra capului, ca să spunem așa. Observați uh, modul de prezentare al produselor și faptul că aceleași două personaje sunt la dat mâna cu producătorii și a discutat cu ei. Uh, după cum vedeți, ne ducem și în altă zonă, iarăși foarte frumos amenajat totul, uh, ceva păstrăv la hârzob, da? Uh, aceleași personaje uh, care ne arată că pe fundal putem avea la un târg de genul ăsta și niște butoaie, niște mături și ce mai fi acolo. Remarcați afluența de public la un asemenea eveniment important care promovează produsele tradiționale din România. Dar mergem mai departe și observăm un alt lucru frumos, de data asta niște covorașe cu niște produse, da, aici se mai apropie cineva coase. Mergem mai departe. Apare și primarul de Piatra Neamț care cumpără ceva. Mergem mai departe. Din nou domnul prefect cu fotografului personal, domnul Iordache, care a aterizat în prefectură pe mâna doamnei Soroceanu pe vremuri, după ce și-a făcut mâna pe la niște societăți ale Consiliului Local, care erau la PSD la vremea aceea. Mergem mai departe și aici o poză senzațională. Avem, care arată exact pentru ce s-a făcut acest târg. Domnul de la PSD în bundiță, domnul prefect și domnul primar cu capul în jos, examinând produsele. Aceeași poză, domnul prefect discută, domnul primar se uită admirativ, domnul director și domnul Mățu în spate supraveghează tot ceea ce înseamnă piață în, în piatra neamț. După cum vedeți, lucrurile evoluează cam așa. Da, domnul prefect dă mâna, bon, ne oprim cu imaginile astea aici. Ăsta este un târg pentru uh, pentru imagine și bifate evenimente. În timpul emisiunii de la o telespectatoare am primit o imagine cu o piață, nu un târg, o piață de undeva din Franța, ca să vedeți cum apar niște produse tradiționale. Bogdan, poți? Deci cam așa. Da, asta numai așa pentru comparație, ca să nu, ca să nu ne pierdem mâna. Și acum o să vă arăt imagini de la o ediție a unui târg făcută într-o comună din Neamț cu producători din zonă. O să dureze un pic mai mult până schimbăm imaginile. Ia uitați cum arăta la Farcașa, locul unde erau primiți oaspeții. Și asta este doar o imagine, să vedem dacă reușim să dăm și următoarea, dar Bogdan o să vrea să închid, să deschid, deci următoarea imagine, totul sub niște umbrele sau corturi foarte bine așezate, Oamenii intrau, vedeau despre ce este vorba, ieșim, mergem mai departe. Totul organizat cum trebuie, tacâmuri de unică folosință pentru cei care vroiau să ia de acolo, să cumpere, să guste, să mă rog, să mănânce. Totul foarte bine organizat, nu s-a proțăpit niciun oficial în fața camerelor de luat vederi ba mai mult decât atâta. Dacă vreunul a dat vreo, vreo declarație, a spus nu să nu i acoperim pe domni. Și au fost acolo mulți, dar nu s-a prea vorbit politică. Și nici nu și-au făcut poze pentru campanii electorale. Comparația, o puteți face dumneavoastră. Mai sunt și alte fotografii de acolo, dar așa putem uh, discuta. Asta este o, o discuție pe ziua de astăzi. Și mergem la subiectul 2, un subiect care bănuiesc că vă interesează pe cei din Piatra Neamț. Ia să vedem dacă reușim să intrăm într-un video. Azi dimineață, trafic pe Dimitrie Leonida. Sunt imagini din trafic. După cum vedeți, încă o bandă este neasfaltată. Se lucrează, dar o să discutăm despre asta. Și de la stația de salvare până la piață s-a făcut în jur de 30 de minute cu mașina. După cum vedeți, drumul este aproape blocat, nu știm de ce. Nu vin mașini nici din față, se stă pe loc. E probabil undeva o, o chestiune de trafic, de fluența traficului, dar nu asta neapărat am vrut să vă arătăm. Ia să vedem dacă reușim să mergem mai departe. Da, Bogdan, o să trecem pe imagini de la tine de data aceasta. Te rog să-mi să dai imaginea cu lucrările de la pod, dacă se poate. Podul de peste cuiești de lângă piață. Au început lucrări pentru amenajarea părții noi de pod. Dar, după cum puteți observa, lucrurile merg într-un ritm extrem de interesant. Constructorul se pregătește pentru pod, dar în spatele constructorului, dacă observați acolo, sunt niște stâlpi de electricitate care, în mod normal, trebuiau mutați ca să poată să existe acces, pe acolo va fi șosea nu s-au mutat. De ce? Dumnezeu cu mila și, și cei care se ocupă de avize. După cum vedeți, alături sunt niște țevi de apă, de gaz, de ce ar fi ele, care și ele, probabil, trebuie găsită, și pentru ele trebuie găsită o soluție tehnică. Din cauza acestor lucruri, partea cu podul a stagnat de foarte mult timp. De-abia acum se încearcă cumva pe o soluție tehnică să se lucreze. Când va începe aici, când se va termina podul ăsta, vom vedea, lucrurile ar putea să meargă mai bine. Te rog, și imaginea cealaltă, cu bordurile. Pe zona de la Făget, intersecția de la Brădet, până spre piață, de-abia acum s-au adus bordurile și se pregătesc. Dacă se reușește, bordurarea și în zona aceasta și pe zona pieței, probabil că în zilele următoare s-ar putea turna și ultima bretea de strat de binder care să permită o circulație cât de cât normală pe aici, până în primăvară când se va termina, turna stratul definitiv. Asta e și informativ de la Piatra Neamț. Acum nici nu mai știu ce alte subiecte am pregătit. Cred că am pregătit un subiect de la sfințirea unei biserici la Văratec. O să-l rog pe Bogdan să pună imagini cu un alți ierarhi. Au fost acolo peste 5.000 de oameni care s-au dus la sfințire pentru că. Nu, Așa. Nu, nu, numai cele două cu alții rar, te rog. A, așa. S-au dus la sfințire pentru că nu e așa, românul încă crede în cel de sus, chiar dacă cei care sunt intermediari, nu, fără poza de jos, te rog frumos, chiar dacă cei care sunt intermediari între cel de sus și noi, de multe ori uită care le este menirea în, pe acest pământ și care au apucrături care se regăsesc în ceea ce uh, spune religia să nu faci. Deci 5.000 de români nemțeni și nu numai nemțeni s-au dus la sfințire au fost în alți ierarhi, a fost frumos, a fost foarte drăguț. În paralel, pe drumul care ducea spre, spre mănăstire, am stat de vorbă cu niște oameni care își vindeau produsele. Așa cum puteau ele. Te rog, pozele cu oamenii respectivi, unde pe niște rafturi în fața porții, pe unde puteau ei, mai ai una dacă nu mă înșel, da? Mai ai una acolo cu un cetățean. Și nemulțumirea lor era următoarea. Domne, poate ne lasă și pe noi, cei de la mănăstire, să ne amenajăm undeva un loc când sunt evenimente din astea. Că și noi trăim aici, lângă obște. Și ar fi benefic pentru toată opștea să fie bine. Da? Probabil că lucrurile acestea sunt sunt, țin de colaborarea dintre obștea mănăstirească, localitate, administrația publică locală. Țineți minte, de exemplu, marile scandaluri din comuna respectivă când niște oameni au rămas fără case pentru că s-a considerat casele acelea erau ale, ale bisericii. O să încerc să vă găsesc și o imagine mai interesantă, așa mai interesantă, pentru că la respectiva manifestare a fost și cel pe care dumneavoastră îl știți ca pe un mare creștin, care niciodată nu a călcat vreo regulă, omul care întotdeauna are soluții creștinești în ceea ce face celebru Gheorghe Becali zis și Gigi Becali omul care s-a pregătit pentru sfinție, sfințenie în cazinouri la un joc de table mai la o petrecere mai de ochiată, dar acum este un aproape un sfânt în viață îl vedeți aici în genunchi, stând și rugându-se pe o pernuță, bineînțeles. Poți să faci poza mare, că nu se vede foarte clar. El este cel care se află în genunchi și în picioare, în spate undeva, domnul prefect și domnul Asandei de la Agenția Dezvoltare Nord-Est, în zona rezervată uh, oficialităților care, nu-i așa, merită întotdeauna să fie acolo. Da. Ce am mai pregătit noi pentru astăzi? Că mai pregătit, dar trebuie să-mi aduc aminte. Așa. La. Mai avem o poveste care este extrem de importantă și cu care probabil că o să și încheiem emisiunea, dacă nu cumva mai vorbim despre cheile bicazului. Avem povestea cu răscumpărarea, readucerea în patrimoniu orașului a societății perla invest, că aici nu mai vorbim numai despre răscumpărarea turnului de plecare al gondolei, ci vorbim despre o societate a Consiliului Local, Piatra Neamț, băgată în faliment, o să scriem cum. Avem și o imagine. Deci, clădirea aceasta pe care o vedeți dumneavoastră în spate, poți mări, Bogdan, clădirea asta din spate, este scoasă la licitație pentru 1.300.000 ceva de mii de euro, nu de lei. Primăria s-a gândit că ar fi benefic pentru dezvoltarea orașului să participe la licitația organizată de lichidator și să răscumpere, practic, bunul respectiv, iar după această răscumpărare, lichidatorul să dea bani la cei care, cărora le datorează societatea bani, finanțele publice, vreo 2 milioane, încă vreo 4 milioane pe alte, în alte direcții. După care societatea să iasă din insolvență și primăria să preia din nou societatea. Împreună cu bunurile ei, adică baza hipică, clădirea de sus de, pe, de, de la finalul telegondolei, ruina aceea neterminată. Așa, și ce mai are per la invest? După care, nu-i așa, să reînceapă activitatea care în trecut a dus Perla Invest în insolvență. Oameni buni, Perla Invest a fost o gaură neagră pentru municipiul Piatra Neamț și este încă dovadă că mai vrem să băgăm un milion și ceva de euro în ea. Perla Invest a fost locul în care cuibușorul de nebunii al celor care au sifonat banii, comunității. Acum, ni se spune, poate pe bună dreptate, că telegondola e un simbol al orașului. Nu mai este cea care căra aer de sus în jos. Este un simbol al orașului. Ni se spune că baza hipică este un simbol al orașului. Ok. Cu baza hipică era simplu. Răscumpărai baza hipică. Erau vreo 700 de mii. Probabil că dacă mai negociai, o și mai ieftin. E ok. Pe banii comunității se poate face orice. Acum, dacă ai tot ai vrut să răscumperi, întrebarea e, am stat de vorbă ieri cu doi lichidatori, care ne-au spus că exista, poate, poate, o soluție mult mai simplă. Primăria, nu acum, ci hăt, de când s-a gândit ea să cumpere prima dată baza ipică, nu primăria în sine, cei care o conduc, puteau să opereze, așa cum a făcut de nenumărate ori instituția, o majorare de capital. Adică, dădeai banii la lichidator, majorai capitalul societății, banii ziceau în contul ei, ajungeau la lichidator, care plătea datoriile, și automat lucrurile se petreceau mult mai simplu, fără atâta discuție. Întrebarea de fond este alta. Trebuie primăria să bagi 1.350.000 de euro acum în recuperarea acestor bunuri? Este urgentă această chestiune? Trebuie musai acum sau dacă citim calendarul cu atenție, vedem că lucrurile parcă nu sunt chiar atât de strânse. Și atunci, firesc, te întrebi de ce atâta grabă. Lucruri la care ar trebui să ni se răspundă cu calm, fără idei preconcepute și fără ca cineva să aibă în față teorii ale conspirației. Nu. Îngrijorarea majoră este că acolo unde s-au tocat bani pe tot felul de chestii pe care acum le suportă comunitatea, nu știm dacă este oportun, stimați consilieri locali, să se întâmple lucrul ăsta. Toată lumea își dorește ca patrimoniul furat al orașului să revină înapoi. Dar poate ar fi trebuit început cu lucruri mai mărunte. Că sunt multe, sunt multe. Poate ar trebui să ne uităm un pic prin zona clubului s sau a fost a casa pionierului. Poate ar trebui să ne uităm un pic și să ne întrebăm de ce lichidatorul n a scos la licitații clădirea de sus de pe Cozla. Poate o fi fără autorizații. Poate, 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 poate. E adevărat, e ușor să critici și e mai greu să iei deciziile acolo. Dar asta nu înseamnă că deciziile trebuie să le iei doar la nivelul unor șoptitori care au sau nu au interese în domeniu. Astăzi e ședința pe tema asta, după cum în ședința de astăzi se discută modificarea hotărârii Consiliului Local privind obligațiunile municipale. Povestea asta cu obligațiunile municipale pe care poți să o înțelegi dintr-un anumit punct de vedere, nu ai bani, vrei să iei datoria de acum să o duci peste 10 ani, da? să ai niște bănuți pe care să-i poți folosi la investiții. Poți să o înțelegi dintr-un anumit punct de vedere. Începe să ridice semne de întrebare tocmai când vezi asemenea lucruri. Modificăm hotărâri. De ce modificăm hotărârile? Păi s-au uitat niște cheltuieli. Păi cum să uite niște cheltuieli? Chiar când faci o hotărâre care ține de viitorul orașului, uiți să treci niște comisioane, cheltuieli, ce or fi ele, după care uiți că trebuie ca ăla care vine să-ți facă operațiunea, trebuie să aibă în spate niște certificări și acum spui tu care sunt certificările astea. E un pic de... Hai să o numim brambureală, să nu spune lipsă de profesionalism. Și în Piatra Neamț am învățat așa, orice hotărâre de Consiliu Local, care este modificată prin 5, 6, 7 hotărâri, are undeva o hibă. Asta ne-a învățat lumea. Că acum e mare scandal, că s-a dat o hotărâre și niște funcționari au pus-o în aplicare. Ok, dar cum s-a dat hotărârea aia? De ce s-a dat o tărâre aia? De vină sunt cei care au dat-o sau funcționarii care au pus-o în aplicare? Și multe alte asemenea lucruri care se întâmplă. Este un dispreț, în general în județul Neamț, pentru ceea ce înseamnă legea aplicată cu acuratețe. Simplu, corect, fără posibilități de interpretare. Că de aceea se interpretează, stimați tovară și prieteni, pentru că dați posibilitatea interpretărilor, pentru că nu sunteți foarte clari, pentru că vorbele nu țin loc de lucruri concrete. Este foarte greu să convingi din vorbe, când tu în spate ai hârtii care nu susțin acele vorbe sau permit să interpretezi și altfel. Apropo de dispreț față de lege, trecem la un alt subiect și cu asta chiar încheiem. Aș vrea într-un minut, dacă se poate, maxim două. Apropo de dispreț față de lege, a, acum. A, ceva timp, pe 27 august, mesagerul de neans publica o anchetă care a făcut vâlvă în țară, mai mult la noi nu, că la noi rahatul, știți, preșul, după ușă, dacă miroase mai dăm cu spray, mm, nu contează. Minciună de lăsare și inconștiență în cheile bicazului, am numit așa, materialul de fapt trebuia să spunem încălcare flagrant a legii în cheile bicazului ca să înțeleagă tot românul și tot autoritatea. Acolo, de ani de zile, niște oameni vând lucruri, amintie chestii pentru turiști. Le vând într-o zonă în care, în mod normal, nu se putea întâmpla acest lucru. Că se întâmplă, nu sunt de vină oamenii. De ce? Pentru că ei au avut contracte de închiriere teren cu primăria. Pentru că ei au primit niște avize în timp de la administratorul drumului, de de pe Prașov. Pentru că acolo este un parc național care ar fi trebuit, dacă ăia vindeau acolo ilegal, să cheme poliția, să cheme pe cine știau ei și să rezolve problema. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, a căzut o piatră, a rănit un om care acum a are mari probleme de sănătate și nici după aceea nu s-a întâmplat nimic. A trebuit să scrie mesagerul de neamț și după două luni de zile de rede, de pe Brașov a zis, bă, vă dăm 60 de zile să plecați de acolo în condițiile în care ea n-au nimica. 60 de zile. De acum numai bine până în iarnă când se închide taraba, știți? Se închid tarabele acolo și cu asta basta. Adică încă o Bătaie de joc, și Doamne ferește să mai cadă vreo piatră pe vreun tarabagiu de acolo. Da, știți cum e? În România pietrele cad atunci când e nevoie să cadă câte o piatră, mai află câte un club, mai arde câte o secție ATI și nici acum lucrurile nu sunt clare, probabil nici acum nu-i desigilată casa. Au trecut ani. Oameni, au trecut ani. Și nu știm nimic. A luat foc piața din Piatra Neamț, am aflat că a luat foc în mod organizat, adică totul a fost ok, adică nu s-a întâmplat nimic rău. Deci, trăim în cea mai bună dintre toate lumile posibile, nu avem de ce să ne supărăm. Când se mai fac târguri la Piatra Neamț, aveți grijă, interesați-vă înainte, nu de alta, dar s-ar putea să apăreți în fotografii electorale. Numai bine. Sănătate, să fim iubiți, aveți grijă de voi, că nimeni nu are altfel.